Judecătorii în altei curți de casație și justiție au redat libertatea primarului ales al orașului Năvodar, Nicolae Matei. Magistrații au decis definitiv ca șeful administrației năvodărene să fie cercetat sub control judiciar, cu obligația de a nu părăsi țara. Edilul șef abia aștepta să ajungă acasă la Năvodari. Prima revedere cu localnicii care l-au susținut în fruntea conducerii administrative a orașului timp de atâția ani a fost chiar pe tărâmul Năvodariului.